Care din patie
și suferințe picolitorii nu te-au supus. Bucur de corun stăpânii tău ca o oaie la junghiere te-ai adus. Bucură-te că pe calea mântuirii în chip tainic te-ai călăuzit. Bucură-te că în fiecare trigoană pe care ai trecut de Domnul ai fost păzit. Bucură-te, Părinte Ilie Lăcădușul, făclie luminoasă a soborului noilor mărturisitori. S-a văzut puterea rugăciunilor tale, Părinte Ilie Lăcădușul, la Periprava, Sfintea lui Dumnezeu, când ați fost puși, tăia stuf pe o vreme geroasă și cei care vă păzeau așteptau moartea voastră. Dar i-ai încurajat pe cei care împreună pătimeau cu tine să-și pună nădejdea în ajutorul Maicii Domnului și a Sfinților Trei Rafi, care erau prăzniți în acea zi și a scântat lui Dumnezeu, Aleluia! V-ați asemănat Sfinților 40 de ucenici aruncați de frigolitorii în apele Iezerului Sevastii, dar prin rugăciunile tale, Părinte Ilie Lăcădușu, toți au rămas în viață. Că străluci soarele credinței în inima ta, a strălucit și pe cel soarele cel material și a păzit pământul venind în ajutorul vostru. Pentru aceasta te lăudăm zicând, bucură-te că Maica Domnului cu sfântului acoperământ v-a acoperit. Bucură-te că Sfinții Trei Rari prin rugăciunile lor v-au ocrotit. Bucură-te că trupurile voastre pe crucea frigului au fost răstignite. Bucură-te că inimile voastre de harul Duhului Sfânt au fost întărite. Bucură-te că asemenea Sfinților 40 de mucenici ați pătimit. Bucură-te că vicleanul diavol prin pătimirea voastră a fost biruit. Bucură-te că răbdarea voastră pe prigonitorii a îngenunchiat. Bucură-te că dreptatea voastră în chip minunat s-a arătat. Bucură-te că pe Sfântul Arhanghel Mihai l-ați avut sprijinitor. Bucură-te că ați luptat fără să cârtiți povara pătimirilor. Bucură-te că fiind umiliți de oameni, făcătorul lumii va binecuvânta. Bucură-te că soarele dreptății prin lumina soarelui va mânia. Bucură-te, Părinte Ilie Lăcădușu, făclie luminoasă a soborului noilor mărturisitori. Văzând cele viitoare, ai cunoscut mai înainte și ziua trecerii tale la Domnul și anul morții preotesei tale și prin aceasta s-a vădit darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu încă din timpul vieții tale pământești, pentru care ne bucurăm și cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu. Aleluia! Cine poate spune bucuria celor care au fost de față la aflarea sfintelor tale moște, Părinte Ilie Lăcădușu? Că trupul tău s-a arătat neatins de trecerea timpului și nesupus putreziciunii, prin harul Duhului Sfânt. Și prin aceasta s-a întâlnit sfințenia ta. Căci Dumnezeu ne-a vorbit prin sfintele tale moaște binemirositoare de mântu-ne să-ți aducem laude ca acestea. Bucură-te că sfintele tale moaște te arată pas ales al Domnului Hristos. Bucură-te că cei ce vin și se roagă ție dobândesc mult folos. Bucură-te că prin trupul tău neputrezit fără cuvinte le vorbești. Bucură-te că pe cei ce aleargă la tine nu îi părăsești. Bucură-te că pomenirea ta se întipărește în sufletele lor. Bucură-te apostol al învierii morților la sfârșitul veacurilor. Bucură-te cel ce evlavie pelerinilor care vin la tine, la sfintele tale moaște o înmulțești. Bucură-te că îndoielile le disipești și credința o întărești. Bucură-te, cel ce aduci bucurie în sufletele celor care se roagă la sfintele tale moaște. Bucură-te că ne îndrepti să cugetăm la moarte și la veșnicie. Bucură-te că asemenea sfinților de demult bună mireasă răspândesc sfintele tale moaște. Bucură-te, Părinte Ilie Lăcădușu, că la racla ta mulțime mare de închinători primești. Bucură-te, Sfinte Părinte Ilie, făclie luminoasă a soborului noilor mărturisitori. Din timpul vieții tale te-ai arătat făcător de minuni, Sfinte Părinte, dar după adormirea ta numărul acestora s-a mulțit și după aflarea sfintelor tale moaște, mulțime de credincioși au venit să ia binecuvântarea ta rugându-se ție și lui Dumnezeu cântându-i Aleluia. În aceste vremuri în care rătăcirile se mulțesc, te-a arătat Dumnezeu stabil împotriva necredinței, căci auzind despre mulțimea minunilor tale, mulți vin la sfintele tale moaște și văzându-te ca și cum ai dormit în raclă, cunosc puterea lui Hristos, cel
iubește. Bucură-te că harismele tale cu multă bucurie le mărturisim. Bucură-te că prin tine pe Dumnezeu cel adevărat îl cinstim. Bucură-te, Părinte Ilie Lăcătușu, făclie luminoasă a soborului noilor mărturisitori. Au venit la tine bolnavi pe care doctorul nu i-au putut ajuta, lăsându-i pradă deznădejdii, dar tu te-ai arătat doctor celest și ai arătat cu putință pe cele cu neputință. Iar bolnavii, aflând tămăduirea, au dat mărturie despre mulțimea darurilor tale, cântându-i lui Dumnezeu împreună cu cei de aproape lor, Aleluia! Orice boală și orice neputință și află leac prin rugăciuni către tine, Părinte Ilie Lăcătuș, căci Dumnezeu a răsplătit peste măsură suferințele tale, mucenice, și te-a arătat celest doctor fără de arginți, la care alergând bolnavii, îți zic cu inimile pline de nădejde, bucur-te cel ce împar stămătiri cu destulare, bucur-te pentru ce aflați pe patul de boală alinare, bucur-te că prin rugăciunile tale pe mulți de operații ai scăpat. Bucur-te că doctorii nu au putut pricepe ce s-a întâmplat. Bucur-te că prin tine tânărul mut a început să vorbească. Bucur-te că minunile tale a început să le mărturisească. Bucur-te că bolnavii s-au bucurat aflând vindecare. Bucur-te pentru rudele lor îndurerate mângâiere. Bucur-te ocrotitor al bolnavilor și sfătuitor al doctorilor. Bucur-te că a ajuns doctorii pentru rugăciunile bolnavilor. Bucur-te că ușurezi pe cei apăsați de povara durerii. Bucur-te că te rogi pentru cei aflați în ceasul morții. Bucur-te, Părinte Ilie Lăcătușu, făclie luminoasă a soborului noilor mărturisitori. Te-ai arătat în vis femeie necăjite și ai cerut să nu mai plângă din pricina lipsei banilor, căci va avea cele de trebuință. Iar ea, primind putere din cuvintele tale, s-a întâlnit în credință și a dat lui Dumnezeu laudă, Aleluia! Ne aflăm în lipsă și necazuri de multe feluri, Sfinte Părinte Ilie Lăcătușu, dar credem că nu vei lăsa rugăciunea noastră fără de răspuns, că pe cei săraci ai ajutat în fel și chip, iar pe cei ce nu aveau din ce să trăiască ai ajutat să-și găsească de lucru. Și credem că, precum pe aceștia, și pe noi ne poți ajuta, venind în întâmpinarea noastră, pentru care zicem, bucur-te că pe cei flămânzi hrănești, bucur-te că pe cei lipsiți miluiești, bucur-te că dai cele de trebuință săracilor, bucur-te că vin în întâmpinarea necăjiților, bucur-te că pe cei rămași fără casă i-ai ajutat, bucur-te că văzând ajutorul tău s-au bucurat, bucur-te cel ce ești părinte iubitor al orfanilor, bucur-te că ești grabnic sprijinitor al văduvelor, bucur-te că din ispita de deznădejdii ne-ai ridicat, bucur-te drept judecător care adevărul ai apărat.
vrăjitoarele să fure o pătricică din sfintele tale moște. Dar tu, Părinte Ilie, lăcătușul de arăta fiicei tale și ai descoperit gândul lor diavolesc, stând împotriva vigreniilor și risipind răutatea lor, iar fiica ta s-a bucurat, mulțumindu-i lui Dumnezeu și zicând, Aleluia! În vreme de astăzi, mulți îndrăgiți te chinuiesc ca mani, dar cei care sunt aduși la sfintele tale moște primesc de grab ajutor, Părinte Ilie, lăcătușul, că diavolul se simte puterea rugăciunilor tale și pleacă
morților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Tu ești, Doamne, Dumnezeul nostru, atotputernic Dumnezeu, mult milostive, Doamne, miluiește-ne pe noi. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cel viu nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcută-mă să lovesc în întunerica pe morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea întremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetată-mi la toate lucrurile Tale, la faptele minilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înseteșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața, mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea în care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce negăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.